Da. Să vezi ce o sugem cu curentul și cu căldura. Da, tu ai văzut că odată cu închiderea minelor și cu astea a venit Uniunea Europeană să ne învețe cum să facem legile energiei ca să nu mai fie rău, să fie bine. Dar eu nu am înțeles din tot comunicatul lor. Să fie bine pentru ei. Păi asta spun, că ei din tot comunicatul lor n-au venit și au spus: bă, românilor, câte surse aveți? 10. Bun, dați drumul la toate, dar să fie alea regenerabilă, vânt, nu știu ce. Nu, să fie una singură. Păi eu nu înțeleg. Cum adică să reglezi și să fie economie de piață și capitalism când tu ai o singură sursă? Mai e capitalism, mai e economie de piață, mai e ceva? Păi așa pretind. În primul, capitalismul înseamnă libertate, dreptul de a te exprima, care e total închis. Da. Dreptul la circulație, care e total închis-o cu COVID-ul și movidul și cu toate astea. Da. Și dreptul la proprietate, care îți ia prin mărirea robului, îți ia casa de sub cur. Da. Corect. Păi și ce mai avem atunci? Și cu robori, și cu daie, și cu toate alea. Orice, mă, ai văzut că ieși afară, n-au vrut să scoată lege că dacă demonstrezi, își la pârnaie. Ăsta era simbolul democrației, da. Să protestezi. Da, corect. Civilizat, corect, nu sunt de acord cu huliganii, cu bătăi, cu astea, da. Nu știu, nu sunt de acord, vă rog să nu faceți așa. Asta și e.